Vreau să cumpăr. Nu că eu am înțeles, dar matale n-ai înțeles cu ce mă ocup eu. Eu protejez tot ce mișcă în București. Eu primesc taxe de protecție ca să am grijă de ei ca de bebeluși. Nu arată cuibușor de burlac. Păi nu, că nevastă mea e dincolo în dormitor, dar nu ne aude. Lumea. De ce? Că se mai întâmplă. Unde? În filme? Unde se întâmplă? Marius Cuțitaru e cunoscut pentru câinii lui de bază. A curs mult sânge când a intrat el pe afacerea asta. Ce duce mă mașina, că eu câturul ăla? Da, bă, tate, bă, că dacă mă lăsai pe mine să-l omor acolo, nu mai ajungeam aici. Lăsa-mi, erai tu mort acum, fără să-ți făcu nimic. Păi de ce nu ai aranjat lucrurile lui Cosmin aici? Hai, repede, la bagaje? Hai, să aranjeze. Că mă știu răbi. Din clipa asta, rămâi aici. Ia uite, tăticul. Ia. Ia uite. Ce faci aici, ha? Ia-te, adu-mi eu un pahar cu apă, hai! Hai, bă! Ia uite, tăticule, e un câine frumos, cu o blană strălucitoare neagră, cu niște urechi, cu niște lăbe, așa, și cu un cocodiță, și cu el, o frumusețe extraordinară, tăticule. Ia uite, pune-mi la fel, stii, unghi el. Ia uite, ce zice, îți place? Mă, ia uite cum toarce el așa, ia. Te-mi dai la, mă, javra asta așa ghinoasă, mă. Ce javră mică, că e... E câinele lui tăticu, câinele dresat al lui tăticu. Știam că va veni o zi, că va veni. Cântam că nu am destul, mi se va risipi. Tot ce credeam a doua zi se prefăceam. Hă! Ce ți-a făcut ăsta? Să moară mama de nu mănânc pe fraierul ăsta. Ia cu mă. Nu poate să te mănâncă! Ce ai făcut, mă, rălăge? Ștâmpin, nu i-am făcut nimic. Nu i-ai făcut nimic? Bă? E deștept? Da, asta da. Ați-l seamănă cu mine? Ca două pecături de apă! Ia uite, bă, dacă-l punem așa, ia treci pe melodul ăsta. Ia vino cu ace. Ia stai-mă așa. Ia pune capul așa pe el, ia iubește. Ia uite melodorul, ia uite, nu ți se pare că seamănă leit? Ia uite, are aceeași direcție. Bă, dacă îți dau eu doi puni, îți dau toți dinții, știi ce zici? Ești foarte obosit. Așa trebuie să te pici. Mă, mă, mă. Tu ce zici de ce azi, Slavie? Te aștept de și împlicătele acelea când te iubești cu mine. Hai! Mă, tu ai auzit? S-au niște scomote! Nu e nimic de păstă! Pindule, e ușa deschisă, le vede toată șatra! De unde ai zis tu că ai făcut de banii aia ca să plătim facturile? Păi nu ți-am zis. Păi de ce nu mi-ai zis? Că nu m-ai întrebat. Păi lasă-mă. Și câți bani ai făcut ăsta? Suficienți ca să nu-ți mai faci tu griji. Ia zi, te pomenești că ai nevoie de bani să scoți o fată la cofetărie și n-ai bani de prăjitură. Ce-ar fi sub? Sub pe pisii să-i dau o prăjitură. O să-mi dea cu geanta Versace în cap. Bravo, măi. Ăsta-i fratele meu, fratele meu care nu se dă. Gigi, tu nu te dai niciodată bătut. Voi doi începeți filajul la Marius Cuțitar. Vreau să știu ce face, cu cine, ce mănâncă, ce bea, ce cântă. Păi dar n-a zis Steven ăla că e nebunit după murătura aia? Armando, tată. Noi ne bazăm numai pe noi. De ce nu vrei tu să mă asculți, mă, copil? Dar ce am făcut? Pur și simplu vorbeam cu ea. Stai că și un om periculos. Dacă nu-mi place relația ta cu fiică-sa, nu te mai amestecă! Deci recunoști că e periculos. Asta înseamnă că poate să-i facă rău oricând. Cum să-i facă rău? E fiica lui. Țiganii țin foarte mult la copii. Da, o bate, o terorizează, dar o iubește. Poate într-o zi o și omoară tata din atâta iubire. Nu te mai amestecă, te... Se mai smuci, plăvane! Treci dracu mașină, mă! Deschide ușa! Deschide ușa! Deschide-mă ușa! Bagă capul ăla mare jos! Nu știu că te mai încolo!
Ce dracu ai făcut? Ce dracu și conduc? Am mâncat, vezi, nu vă dați seama ce faci. Dă-și dracu din gure de săracu, dracu. Mănânc. Unde mergem acum? Condu, mă, dobitocule, vrei să desenezi o hartă? Mănânc, o să-i. Mănânci? Ia-ți, mă, cine e aia mică acum, mă? Cine e mai? Mică, mă, a?